N-am făcut afirmația că toți doctorii iau șpagă. În spital nu sunt numai doctori, sunt și asistente, sunt și infirmieri, nici ăștia nu iau toți, dar unii dintre ei se întâmplă să facă chestia asta. Asta ca să lămurim așa, că nu generalizăm. După aceea, fiind o cercetare sociologică... Nu e o cercetare sociologică. N-au fost întrebați toți pacienții și ajungând la formularul ăla pe care trebuie să fie mulțumire a pacientului, vă spun că este, dar lipsește de săvârșire. Adică n-am văzut un pacient complet încă. Și am mai fost și eu, mai mulți care au fost... Poate n-ați fost când ți-ai externat pacientul. N-am fost când avea ora de dictare. Nu, n-ați fost când ți-ai externat pacientul, domnul Sfânt. Am fost domnul. Eu înțeleg că sunteți în campanie electorală, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Nu, eu vreau să termin, dar vă dau cuvântul. Acum fiecare are interesul lui. Interesul meu nu este să denigrez o anumită categorie de oameni, o categorie profesională. Ai făcut-o deja. Ce ideea este să responsabilizăm. Și v-am arătat și dumneavoastră și v-am trimis... Vă rog. O chestie pe care au făcut-o unii băieți la Slatina cu acele afișe. Ați început să faceți ceva, dar n-ați ajuns la sfârșit. Da? Deci nu s-a finalizat. Toată lumea merge la sfârșit. Este băieți la Slatina, că nu înțeleg. Vă rog, domnul consilier. Deci, domnule președinte, acel studiu al Anti-Bribery Synergy este făcut de un ONG înființat anul trecut, care are sediu într-un casino din München. Nu i-a spus și cu de la băie. Și are bani cu vrei. Da. Asta e, nu? Când nu vă convine, vociferați, nu? Când sunt cu voi, e ok. Deci are sediu într-un casino din München. Și are în componența studiului, așa zisului studiu, următoarele țări. Germania, România, Sri Lanka, Indonezia și Filipine. Niște țări deosebite, ultimele trei. Întrebat, pentru că noi am reușit să vorbim în Germania cu cel care a făcut acest audit, se numește domnul Robert Niță. Cum s-a făcut acest audit și cum s-a ajuns la acest rezultat, s-a spus că prin adunarea în sume absolute a unor cifre. De altfel, care se află pe site-ul Ministerului Sănătății, adică nu e niciun spectacol aici. Ministerul Sănătății publică lunar pentru 352 de spitale din România răspunsurile la aceste întrebări. Dacă cineva consideră că două persoane din 3.000 reprezintă o cifră semnificativă, este corect. Ce ne-au răspuns cei din Germania? Da, da, zice ei, fără să decide cine sunt acești ei, au spus că există toleranță zero. De acord, dar știți care este următoarea întrebare după întrebarea asta celebră? Vă veți adresa Ministerului Sănătății printr-o plângere referitoare la faptul că vi s-a solicitat. Nu că ați dat, că vi s-a solicitat, că e o diferență aici. Una e să-și ceară cineva ceva și una să-i tai tu că vrei. Vi s-a solicitat această mită? Și răspunsurile lor sunt afirmative. Numai că Ministerul Sănătății nu are nicio astfel de cerere. Mai mult decât atât. Comisia de etică, în cazul Spitalului Județean Brăila, de exemplu, spune că n-a primit nicio astfel de solicitare de la Ministerul Sănătății. Adică lucrurile sunt clare până aici. 2. Cum se face acest sondaj? În baza fișelor pe care le completează orice pacient la internare, cei de la STS, printr-un acord cu Ministerul Sănătății, îi trimit un pachet prin care îi îndeamnă să răspundă la aceste întrebări. La toate întrebările, că nu numai una, sunt 10 întrebări. Printre care dacă sunteți satisfăcut de actul medical, dacă ați fost pus să cumpărați medicamente, dacă ați recomandat altor rude, persoane, prieteni, cunoscuți să meargă la acel spital și așa mai departe. Ei bine, 80% în cazul Spitalului Județean Brăila, vorbesc, dintre cei care s-au internat, ar recomanda ca alte rude, prieteni, persoane, neamuri și așa mai departe, să vină la Spitalul Județean. 2. Tot acolo se spune, ați fost obligat să vă cumpărați anumite produse, medicamente și așa mai departe. 85% răspund că nu. Așa răspund ei. Fără să-i forțeze nimeni. 2. Și poftim? Nu, asta e o chestie de PNL, campanie electorală, scuze-mă. Nu suntem la after school. Lasă-mă să...
Mă lasă să vorbesc sau pot să și tac dacă îl deranjez. Doi și nu în ultimul rând. Nimeni nu știe cine răspunde la aceste întrebări. SMS vine pe un telefon. Care telefon, la care telefon poate să răspundă soția, copilul, un neam, oricine. Deci garanția că pacientul răspunde la aceste întrebări nu există. Lucru confirmat și de Anti-Bribery Synergy. Deci, practic, oamenii ăia care și-au înființat o organizație și un site acum un an și pe care l-au plătit ca să termine fix când se termină campania electorală la prezidențiale. De ce n-am înțeles? Da, poate vă răspundeți dumneavoastră la întrebarea asta. Nu candidez la prezidențiale. Poftiți? Nu candidez la prezidențiale. Doamne ferește. Habar n-am, nu știu. Poate la președinția Consiliului Județean. Așa, nu explică felul în care se face acest, așa zis, sondaj. Un sondaj presupune răspunsul opțional. Veți vota duminică cu domnul Nichita? Da, nu. Nu 90%, da, să gândesc. Veți vota cu nu știu cine așa. Ei, răspunsurile la astfel de întrebări, scoase din context, nu fac decât să arate că cineva intenționează să manipuleze un astfel de, cifre ca să obțină ce, nu știu, nu mă interesează ce vor să obțină. Însă, Spitalul Județean, dacă are aceste, și eu știu că are, dacă domnul Sârbu zice că nu le mai are, nu le mai fi avem. Aceste formulare de satisfacție a pacientului, ele pot fi sărite prin simplu fapt că pacientul poate merge la parchet să spună doctorul Iordache mi-a cerut 5 lei ca să mă panseze acum și nu peste 5.000 de zile. Ori nimeni nu face diferența între a-i se cere ceva sau a oferi ceva. Și aici și mai am o singură lucru de spus și închei. După cum bine știți, medici au fost transformați printr-o lege, eu zic absurdă, în funcționari publici. Dacă domnul Sârb, Doamne ferește, îl dau exemplu că e ultimul care a vorbit, are o apendicită la ora 13 la Spitalul Județean de Urgență Brăila și din nefericire apare o complicație. La ora 14, chirurgul și anestezistul, adică oamenii de care depinde viața domnului Sârbu, au dreptul, conform legii, să închidă ghișeul. Să zică, domnul Sârbu, ne vedem mâine dimineață. Vă descurcați dumneavoastră până mâine cum puteți, că noi suntem funcționari publici, s-a terminat programul Palagar. Nimeni nu face asta. Nu cred că a auzit cineva ca un doctor să plece din sală pentru că s-a terminat programul, că el e funcționar public. Nimeni nu face lucrul ăsta. Ori haideți să ne lămurim asupra unui lucru. Una este să maculăm un întreg sistem. Poate că sunt medici care cer. Bun, s-au văzut cazuri, au fost la parchet, au dat ziarele despre ei. Dar alta este faptul că atunci când cineva vrea sau nu să ofere ceva cuiva, mai mult decât atât, știți un caz în care un medic, un brancardier, o infirmier a așteptat un pacient sănătos după ce s-a făcut bine la Spitalul Județean la vreun cost de stat și a zis, bă, de ce nu mi-ai dat șpagă? Știți vreunul? Nu. Nu există. Păi, hai să ne lămurim. Ori ne batem joc de oameni ăștia, pentru că ei pot pleca în privat și acolo, știți, să ne spun atâta costă domnul Sârbu. Aveți bani, bine, nu puteți să muriți la mine la ușă. Și am închis. Asta mi-a explicat și eu, domnul Păsăr. Mai e chinuit să aduce medici tineri la ei, la oferituri de case, prin relații personale, prin alte surse. Și noi denigrăm întotdeauna sistemul. Nu vrem să ducem acolo unde trebuie, încet, împreună, cu toții, dând posibilitatea și celor care își fac, cu siguranță celor care își fac treaba, celor care mai greșesc, să-i aducem pe calea cea bună? E o discuție. Vă rog, domnul consilier Varga și pe urmă, domnul consilier. Mai avem puțin și avem la emisiune, am întrebat peste de români. Poate repetate ce este. Este păcat că denigrăm profesionalismul unor medici de excepție și a unor asistenți pe care are Brăila. Eu, unul personal, am fost la Spitalul Județean și pot să confirm că nu am dat niciun eu, nici unui asistent, nici unui medic. În schimb, firma respectivă sau sondajul pe care spune domnul Iordache are cu totul și totul altceva la bază față de ceea ce a apărut în presa scrisă a noastră locală. Oameni nemulțumiți, comentariile oamenilor nemulțumiți. Nu este adevărat, domnul Vărbă. Dați-mi voie să termin. Vă rog. Ceea ce a spus colegul meu, domnul Marian, a spus doar să încercăm să facem o analiză a ceea ce s-a întâmplat acolo. Dacă 2-3 oameni toți spun că se fură, că se face, haideți să formăm noi o comisie care să meargă să facă o verificare în acest sens. Nu,
Dacă nu vreți voastră, nu intră pentru de... Comisia n-a niciodată de problemă, dar eu vă spun că să stați foarte și acolo. Se pune că sunt comentarii sute de brăileni care asta scriu. Și vă spun că... Se întâmplă ceva, fără pot nu este, domnul președinte. Ei, scuzați-mă, îmi dați voie, a terminat domnul Varga. Am terminat. Domnul, o secundă, 5 secunde. Domnul Varga, tatăl distinsului nostru coleg, era să moară. Nu ieși. Păi, lasă-mă să termin, nu ieși. Acum nu știu dacă era bine sau nu să moară, nu asta comentez. 5 secunde. Și atunci un anumit doctor de aici, soțul unei colege de ale noastre, a plecat de acasă, deși nu era de serviciu, nu era funcționar public, nu era obligat, s-a dus și l-a salvat. I-a cerut ceva acel medic domnului Varga că l-a salvat? Nu. Ce a primit acel medic în schimb? Soția lui a fost atacată chiar de omul pe care l-a salvat. Nu e adevărat? Haideți să vorbim. Nu devine nicio discuție. Când e vorba de o personalitate din asta care nu trebuie să moară. Medicii au depus un jur nu mai întâi. Asta nu înseamnă că trebuie să ce dacă să fie să salve de contact. Domnul Sărbu, să cunoștea proastră. Cred că am dus această discuție în televizor. Da. Ai deschis o discuție. O secundă. Și chiar închei. Domnul Sârbu, aflat la un bairam, în apropiere de Sibiu, se îmbolnăvește de prea mult slănină și disperat se duce la Sibiu și este operat de domnul doctor Sabo. I-a dat ceva doctorul Sabău sau salvează? Domnul președinte, doamna viitoare, vă duc o pungă de semințe, că văd că suntem cam așa. Nu văd că bine, doamna, am înțeles. Mi-a criticat un scăt la președinte și ședința, mă plecați la vă. Poate să ascultă. Altfel, mi-a criticat că a plecat la diversă. Acum a fost cu aia. Când cineva se îmbolnăvește și că e tratat, e ok. Aia e meseria medicului, asistentului și așa mai departe. Nu facem referire la... Și mă gândesc că nici cei care au dat sondajul respectiv nu fac referire la cei doctori care fac ceea ce trebuie. Sau la cei asistenți care fac ceea ce trebuie. Ceea ce trebuie. Domnul președinte, deja vărs. Domnul Sârbu, nu, o secundă. Domnul Sârbu m-a sunat în 3 rânduri ca să-i pun o pilă la Spitalul Județean pentru nu știu ce rude. Dacă era așa încrezător în sistemul ăsta, dacă tot îl laud atâta, dacă tot e de căcat sistemul ăsta... E recomandat să-l comesune. Da, e recomandat să o porție de sistem. E recomandat să o porție de sistem dacă asta vrea să ia. Păi adică cum? Când rudele lui sunt pe moarte, sunt buni medici și când nu mai sunt pe moarte, sunt șpăgați? Discuții, da? Da. Vă zic frumos. Păi lăsați-o dragi de treabă. Bă, dar trebuia să te invite cineva în cura, mă, dar nu-ți-e rușine. Dar nu-ți-e rușine, mă? Dar nu-ți-e rușine, adică când murea un neam de-al tău, era bun telefonul tău. Hai, toată chestia. Hai, nu mă pune să...